vină la remarcă. Ești așteptat. Văd că e lume mult aici prin curte. Am văzut o vânzoleală, nu vă mai vă uitați că nu vă merge afacerea. Domnule director, Dan, directorul de la, sau managerul de la remarc. M-ați făcut să râd și m-am înnecat. V-ați înnecat? Dar de când a dat gerul și nisoarea, sau nisoarea și gerul, mai corect, a cam dispărut lumea, nu... Păi a stat în casă lumea, ce, ați ieșit în casă în perioada aia? Ați da, venit am venit toți la serviciu. Dar cu ce ați venit, domnule? Era pe aici albi. Am făcut părtie. Ați făcut părtie, toată lumea a făcut lucrul da. Ăsta. V-a ajutat, a venit de la drumul sau cum se numește? Da, a venit până la colț. Domnule, ce au cu dumneavoastră? Dar numai cu mine, cu toți. Nu, dar mă gândesc la drumul ăsta care ar fi trebuit asfaltat, ar fi trebuit nu mai mi-aduceți aminte că mă... Dar de ce nu-l asfaltează? Este proprietate privată a dumneavoastră? Nu, nu. E drum public? E drum public. Și ce vi s-a răspuns? N-ați spus, domnule, apel și noi nevoie. Ultima informație care o am se dea cu câțiva ani în care a fost prins într-un program de reabilitare, de asfaltare, dar încă nu s-a făcut nimic. Ei, o să se facă, nu vedeți că tot orașul este... Să sperăm. Deocamdată aici măcar câte un plug din când în când și tot ar fi bine. Dar în fine. Asta dacă mă faceți să vorbesc de... Dar vorbiți, că e important, că lumea să ajungă în condiții bune aici. De drum o să fugă lumea de noi, în loc să-i chemăm. Nu trebuie să fugă, pentru că, uite, dacă eu cu mașinuța mea am ajuns și am ajuns bine, dar mi-ar plăcut să fie totul ok. Corect, și nouă ne-ar place, pentru că... Asta e. O mașină mare intră foarte ușor aici, cum la mea să nu vin să vă aducă 5 borcane, vin tiruri întregi, au cum să circule, dar... Trebuie făcut așa, cum spunea mama, greu și cinste acasă. Nu știu e greu și a fost greu întotdeauna. Problema este că, tradițional, în lunile astea, când ninge și este frig, lumea uită de noi. Păi, chiar dacă prețurile sunt bune... Chiar prețurile... spuneți cu prețurile, chiar e important asta, să dați informație. Contrar așteptărilor, cam de pe 20 ianuarie, așa, au început să dezghețe și prețurile și s-au dezghețat bine. În ce sens bine? Adică s-au dezghețat și au crescut. Prețurile pentru cei care vin să aducă... Exact. Și pentru noi care vindem, dar și pentru ei. Noi tot pe marja aia asta. Da. Așa. Dar a venit nisoarea, a venit înghețul și lumea... E normal să nu vină. E greu. Alergând după marfă, dar puțină. Puțină. Și ce marfă ați primit în ultimul timp? Nu mă refer la cei, la oamenii care vin cu 3 sticle și 5. Mă refer la mărfurile serioase. Mărfuri serioase le-am avut numai din licitații. Ca să fim și ați avut multe licitații? Am avut două câștigate. Una am terminat-o, una este în desfășurare. Aia este baza deocamdată. Păi, sigur că alea sunt baza, dar important pentru și oamenii că care... Da. Oamenii nu vin că e vremea cum este. Industrie în Focșani grea sau măcar semi-grea nu este. Și atunci, care este baza? V-am mai spus eu când mă duc acolo în curte la Mopaf, mi-e frică să nu mă mănânce strigoii ce e acolo. Ăla a fost un... Aia a fost o afacere, sau cum se cheamă, o întreprindere imensă. Eram cunoscuți în străinătate cu mobilierul care se... Dar sunt multe, multe. Toată nu platforma poate, de da. Sud care e aproape... Nu mai există platforma. Ce? 10% din ce a fost. Oare de ce s-a întâmplat asta? Totuși eu nici acum nu-mi explic. S-a vrut să se întâmple așa? Hai să fim un oraș fără industrie? Când eram cunoscuți în lume... Da, mă rog, asta e altă căciulă, cum să spunem. Măcar de-ar fost numai Focșani. Măcar de-ar fost numai Focșani. Nu, unde te duci în toată țara, găsești ruini, da. Ruinuri peste tot, da. Știți? Da. Spuneți-mi, domnule director, domnule Dan Dima, domnule inginer Dan Dima, spuneți-mi, vă rog, totuși la ora actuală, aici în curte, văd că sunt niște, văd că aveți mașini, s-a dat drumul la programul Rabla? Nu încă. Nu s-a dat drumul la portamul ăla? Mai sunt niște resturi din spate, în schimb. Pentru că mai apare câte o mașină de asta veche adusă pe programul vechi. Nu știu cum au rămas, cum s-a... Sunt de un an de zile la dumneavoastră aici sau cum? Nu, adică? au venit săptămâna trecută și au predat mașina. Da. S-au predat? Dar programul nou n-a început încă. De obicei când începe programul nou? Martie-aprilie. Martie-aprilie.
și o să aveți o abundență de mașini aici, nu? Știu eu. Doamne ajută! Știu eu. Doamne ajută! Știu eu. Câtă putere mai are lumea să cumpere mașină nouă? Doamne, totuși, trebuie mașini de-astea electrice, am auzit, nu? Hibrid. Și aici, eu mă abțin. Hibrida. Dar electrică pură, în condițiile de astăzi, de consum de energie și de asta. Dar care e deosebirea, acum, uite, vă întreb, sunteți inginer de specialitate, care e deosebirea între electrică și hibrid? Că lumea nici acum nu știe. Spuneți-le lor, nu mie, că eu m-am edificat. Păi electrica merge numai cu curent electric, hibrid merge cu motor termic care face și încarcă și o baterie auxiliare, mai mare. Ceea ce e foarte bine. E bine. Ceea ce e foarte bine. Bun, hai să ne întoarcem la remat unde ești așteptat. Oamenii care, chiar dacă este, de fapt nici mai este așa de multă zăpadă, nici așa de multă gheață, se poate circula acum, dar se aude că iar o să mai vină acum, episod. Deci din experiența noastră, singura problemă acum este că omul trebuie să ducă să-și caute pe sub zăpadă, pe în curți, pe unde le are și să le scoate de sub zăpadă. Asta adică este problema. Ce? Fiare vechi, nu știu, oale, ce mai are pe acolo. Chestii, da. Asta e, în rest, să poate munci și să... S-a mai topit din zvan. De circula nu e nicio problemă. Se poate... Ați văzut mașinile alea care o să stea până la primăvară, până la vară, în sus, acolo, la Capra, la... Alea mai pot fi, credeți, folosite vreodată? Nu știu, nu le-am văzut așa. Stând sub zăpadă atâta vreme? Cine știe? Ce nebunie, nu? Vedeți, dacă nu suntem o țară de oameni cini, mă rog, fac o afirmație pe care poate unii ne-o interpretau, dar e multă necinste, nu că suntem noi o țară de oameni necinți, dar este și multă necinste. Cum? Când știi foarte bine tu ca patron de hotel în vârful muntelui, cum să accepti când drumurile erau închise, vedeți? Înseamnă că o să aveți mașini multe aici, că o să vi le aducă la dumneavoastră, la Remat, la Focșani. Să dea Dumnezeu. Da? Spuneți, ați făcut contracte pentru anul viitor? Pentru anul ăsta. Pentru anul ăsta, 2023. Avem contracte, dar după cum v-am spus, am trecut și la o parte de economie, pentru că aveam niște costuri foarte mari din cauza transportului pe partea asta de nemetalice, așa. Adică plastic, cartoane și asta. Și am rămas, ok, cine vrea să le aducă, le aduce, le preluăm. La ce vă referiți, la plastic? La... Da, la plastic și la carton. Asta nu prea problem. Exact, am constatat că cheltuiam o grămadă de bani cu transportul. Aproape că eram aer. Da, nu sunt profitabile, și atunci, este o cantitate imensă. Domnule, preluăm, le sortăm, dar adule. Adule, dar se dau ceva bani pe ele dacă vine omul cu sticle? Nu mult, pentru că au scăzut prețurile. Aici au scăzut. Aproape au revenit la ce a fost înainte. Adică anul trecut a fost un boom la prețurile astea. Deci ne-am întors pe la 2020. Dar astea, prețurile astea mari despre care vorbiți dumneavoastră, la ce anume se... Deci, primăvara anului trecut au bubuit toate prețurile. Așa. Astea de la nemetalice s-au dus înapoi aproape... La fel, celelalte, hai să zic că au rămas undeva cu 10-15% în plus, adică am cât e inflația. Povestea este că știu de la mine, se strâng în orice gospodărie, se strâng cratițe vechi, se strâng tăvi de făcut plăcintă, se strâng polonițe, se strâng multe. Și le ținem acolo, nu știu de ce le ținem. Totul haideți este... la Remat unde ești așteptat, le aduci, ieși un bănuț și scapi și de ele și îți faci curat mai bine în bucătărie, nu? Totul este să când le arunci, să nu le arunci unele peste altele. Ei, și așa că... Și nici murdare, cum spuneați dumneavoastră, că veneau cu cratițe pline de ulei rânceți și... Adică e o chestie de obraz pentru cei care trebuie să le sorteze, nu? Sau conservele pline de mâncare. Vi s-a întâmplat? Da, cum să nu. Deci cutii de conserve cu mâncare cucerăită, bineînțeles. Măcar să o clătești sau să-i faci ceva. Și să arunci porcăria aia de acolo.
Domnule, ne mai trebuie mulți ani să, da, să fim noi mulți, civilizați mulți. Așa, și asta e o formă de respect și, față de cel cu care... Și asta, asta tot, cu, tot la copii trebuie să muncim, că noi cu generațiile noastre nu avem nicio șansă să mai... Copiii, da, și pe copii tot generațiile noastre le învață, nu? Da, trebuie să învățăm. Ca să învățăm, trebuie noi să ne comportăm într-un anumit fel, dar nu vedeți că a luat o raznă comportamentul rău în toate domeniile, din păcate, care pe care, și uite, Dumnezeu ne dă ce ne dă. Asta. Nu e întâmplător ce ni se întâmplă. Veniți la remat, că sunteți așteptați, așa? Cu deșeuri de fier, cu deșeuri de neferoase, cu deșeuri de plastic și carton, nicio problemă. Acumulatori vechi, anvelope vechi, că nu le lăsați pe acasă să strice, aduceți-le aici. Să, da, dar nu se plătesc. Nu se plătesc, da. Și nici, da, și monitoarele. Și nici sticla. Și nici sticla nu se plătește. Da. Sau monitoarele. Monitoarele am început să mai plătim, da? Câte ceva la ele. Da, foarte bine atunci. Adică da? S-au mai făcut niște modernizări, probabil, în tehnologie. Cam astea sunt. Și, bineînțeles, rablele. Abia așteptați, rablele, nu? Rablele. Da. Domnule director, vă mulțumesc. La revedere, vin la remat că... Ești așteptat. Bună seara.